Bun găsit vă spun tuturor iubitorilor sportului buzoian, o nouă ediție a emisiunii noastre de suflet Sport Maxim. Și pentru că în weekend voleibaliștii buzoieni au reușit să învingă liderul și să-l și detroneze, practic au făcut o rocadă, avem invitat aici în premieră absolută pe fostul jucător al formației Dacia Buzău, Consam, cum se numea în urmă cu ceva vreme și destulă vreme. Și iată, soarta l-a adus din nou la Buzău după un deceniu, dar în postura de antrenor principal. Răzvan Parpală, căci despre el este vorba. Răzvan, bine ai revenit la Buzău. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. O să discutăm despre trecutul ca jucător aici la Buzău al lui Răzvan Parpală, cum s-a hotărât să îmbrățișeze această meserie și grea, dar și frumoasă, sunt convins, de antrenor și încă antrenor la nivel înalt. Cum a fost contactat, cum a fost convins să vină aici la Buzău și, desigur, imagini pe îndelete de la derbiul dintre SCM Buzău și Știința București, o partidă care n-a durat mult, decât vreo 100 și vreo 30 de minute și s-a încheiat cu o victorie foarte frumoasă după o desfășurare cât se poate de palpitantă. Nu știu dacă și pe placul lui Răzvan, pentru că au fost destule momente așa pe muche de cuțit. Răzvan, până la octombrie vorbeam și în locul tău era aici domnul profesor Marian Bolișteanu, cel care te-a adus la Buzău în urmă cu vreo 12 ani și spunea că ești pe lista favoriților pentru a prelua echipa din retur. Iată, au trecut cele câteva luni și de la 3 ianuarie a intrat în pâine aici la Buzău. În primul rând, cum ai venit la Buzău? Cum ai fost contactat? Cum ai fost convins să vii? Câte ceva despre chestia asta. Eu am aflat de acest proiect de SCM Gloria Buzău din vară și am ținut legătura cu domnul Bolișteanu, cu Georgiana și au spus că dacă este să se vrea promovare și performanță, o să vorbim din decembrie. Și chiar mai devreme, noiembrie, în decembrie, am venit și am semnat contractul. Ce pot să spun? Domnul Bolișteanu m-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să vin să punem, cum să zic, proiectul ăsta pe picioare de promovare, da, de anul acesta. Bineînțeles că am acceptat din prima. Așa, am fost foarte bucuros. M-am gândit că acum revin din postura de antrenor. Da, am colaborat foarte bine cu domnul profesor Bolișteanu și ca jucător și acum colaborez foarte bine cu dânsul și pe partea de antrenorat și sunt foarte bucuros că am ajuns aici. Răzvan, cred că îți dai seama că pe umerii tăi, dincolo de proiectul ăsta de promovare, de performanță Liga 1, deasupra tuturor chestiilor astea, un bagaj preluat de ani foarte bun, domnul Marian Bolișteanu se confundă cu voleiul buzoian, sau invers, dacă vrei. Cred că și pentru dânsul e un moment delicat așa, unde era foarte implicat, unde era tot timpul. Cred că îi vine greu să stea acolo undeva pe margine. Cum l-ai simțit? Da, da, este greu. L-am simțit. Meciul ăsta care l-am avut sâmbătă a fost și un meci care nu a plăcut antrenorilor. A plăcut mai mult spectatorilor. Publicului neutru, nu? Și sau acum, da, publicului neutru. Și acum l-am simțit și eu pe dânsul că i-a plăcut, dar cu emoții, pentru toată lumea, cum să zic. Este greu să știți, la fel ca și jucător când te retragi și, și devii antrenor, este greu după ce antrenezi atâția ani ca dânsul să stai pe margine și să te uiți, să nu poți să, cum să zic, să intervii cu ceva sau să... El mai mă ajută, mai îmi dă câte un sfat, mai nu este... Și le accept cu foarte mare plăcere. Răzvan, cât de mult a contat faptul că tu aici lucrezi cu, practic, foștii tăi antrenori, nu? Ca și pe Georgiana, în momentele ei așa de pauză de la juniora, de la Clubul Sportiv Școlar. Știu și cred a fost o perioadă, dacă mi-aduc aminte, bine, cred că la o deplasare la Dinamo, domnul profesor a avut niște probleme, dureri la spate. Știu că i-a ținut locul în deplasarea aceea la Dinamo.
Da, ce să zic, eu sunt bucuros că pot să, da, sunt, cum să zic, am ajuns aici și sunt un antrenor tânăr care vreau să demonstrez. Și sunt bucuros că sunt acum și am pe, în spate pe domnul Bulișteanu și pe Georgiana, care mă pot ajuta foarte mult să ne îndeplinim obiectivul sezonul acesta. Practic este vorba așa de o colaborare ca de la coordonator la coordonator, nu? Că postul domnului Bolișteanu, pe vremea când activa în teren, tot așa, ridicător sau coordonator, da. Tu la rândul tău un coordonator și vom vorbi ceva mai încolo și despre coordonatorul pe care tocmai ce l-ați adus la echipă. Haideți să ne întoarcem puțin în timp până să vorbim despre prezentul ăsta cât se poate de actual. Veneai în 2007 la Buzău, după ce formația a reușit să o promovare. Ce îți mai aduce aminte de perioada aceea când ai venit la Buzău ca și jucător? Da, a fost o perioadă foarte frumoasă. Ce pot să zic? Am avut obiectiv în primul an să nu retrogradăm și chiar am făcut un campionat foarte bun. Cred că atunci se putea un loc 7-8, ne-am terminat pe locul 8 atunci, deci am fost un obiectiv, a fost chiar fost mai mult. Un pas de Cupa Balcanică, dacă mi-am dat. Da, chiar mai mult decât ne-am propus. Și următorul an la fel, am terminat tot pe locul 8, dacă nu mă înșel, dar atunci s-ar putea și mai bine, dar au fost ceva dificultăți și... Da, dar pot să spun că... Ca și acum am găsit iată, avem imagine aici pe Bogdan Bratosin. Da. A fost la meci. Da. Pot să spun că am găsit și aici acum la fel o organizare bună și pe vremea aceea la fel era și văd publicul cam la fel ca atunci. Este... Ba, eu zic că și mai bine, și pentru mai bine că acum, din parcă, punct da, de vedere al afluenței da. De spectatori, cred că la meciul ăsta cu Știința București a fost dublu față de cât veneau suporterii la meciul de Liga 1 atunci și o echipă care a reușit de a învins formația care domina de an bun și care a și dominat în continuare an bun, e vorba despre formația Tomis Constanța, tu fiind constanțeni, dar o să ajungem și la discuția asta, ce-ți mai amintești de atmosfera din echipă de atunci, de jucători? O atmosferă bună, cu Dănuț Mititelu. Piticu, cum îi spuneați voi, da, deși avea 1,90 m. Da, și are și acum. Da. Buzoian, cine mai era? Dorojan, Jean. Dorojan a fost la meci, să știi. A fost la meci, dacă da, o să-l vedem în imagine. Da, așa. Buzoienii, meritul domnului Bolișteanu și al școlii sportive, care are o tradiție în volei, cel puțin volei băieți. Cred că din punct de vedere al sporturilor de echipă, din punct de vedere juvenil, cred că este secția de jocuri sportive care stă cel mai bine la Buzău. Da, nu cred, sunt acum, sigur. Și acum, în momentul de față, avem în lot 70% sunt buzoieni formați la școala sportivă. Și ceea ce este foarte bine, în alte orașe nu prea se vede lucrul acesta. Să fie... Uite-l și pe Dorojan, că tot vorbeam de el. Da. În alte orașe nu prea vezi să ai așa mulți constanteni în... Și mai ales la un oraș mic, așa cum precum este Buzău. Da, e mic, dar cu o putere financiară la nivel de sport foarte bună, cum să zic. Sunt multe orașe în România care cu putere mai mare ca Buzăul financiară și nu investesc bani în sport. Da. Ce cred mi se pare. Multă vreme a fost și pe vremea când erai tu jucător aici și chiar și acum. Un director foarte implicat, foarte priceput, tânăr, așa cam generația mea, e vorba despre Gabriel Nicolau, cel care asigură foarte bune condiții pentru întreg clubul și cu rezultate pe o paletă largă de sporturi. O amintire plăcută de atunci, din perioada în care erai jucător? Da, ce să zic, am făcut meciuri bune în perioada aia. Cum a spus dumneavoastră, am câștigat campioana României, la Buzău, am fost convocat la lotul național de seniori după o lungă perioadă în care nu mai fusesem. Pur și simplu au fost niște ani foarte buni pentru mine din punct de vedere
ca și jucător. Da, Răzvan, hai să le luăm puțin așa pe rând. Victoria aceea 3-2 contra liderului, o formație care avea jucători de vreo 4 continente, iar antrenorul fusese selecționerul Canadei sau Australiei undeva la meciul la Olimpiada de la Sydney din 2000. Cum ați reușit atunci? Da, nu vedeți că în sport tot timpul sunt surprize. Cu o motivare bună, o pregătire bună și atenție mare, am reușit atunci să facem față cele mai puternice echipe din România. Da, cum să zic, a fost și norocul, poate și pregătirea bună, toate se leagă. La nivelul acesta și forma de moment al jucătorului, ce pot să zic mai mult? Mi-aduc aminte, nu știu dacă și tu îți mai aduci aminte, că formația constanțeană venea după un meci cu o formație poloneză undeva în cupele europene și țin minte că domnul Boldișteanu le propusese: domnule, hai să amânăm meciul ăsta dacă vă simțiți, hai, cum să-l amânăm, se poate așa ceva? Și ați reușit să le produceți Pocinogu undeva acum vreo 11 ani, chiar așa până luna ianuarie, și cred că 27 cam... Cam cum ar fi fost ieri, așa, cred că s-au împlinit vreo 11 ani. Jucați atunci, erați doi constanțeni, da? Tu și cu Pavel, dacă... Dragoș Pavel, da. Da. El împrumutat, tu constanțean de origine și... Ce-ți mai amintesc? Mai amintesc ceva de la meciul ăsta? Un meci de pomină. Ce, da, vreau... am luptat. Am vrut să demonstrăm și noi, eu și cu Dragoș Pavel, am vrut să demonstrăm poate că... Am fi avut loc în echipa aceea Constanței, dar nu numai asta, v-am zis, dacă ei au venit cu un aer de superioritate față de noi și în sport, dacă faci lucrul ăsta, cred că ești pedepsit. În sport, dacă nu ești corect cu tine și, cum se spune, să-ți vezi lungul nasului sau, na, și vii plin de aer și de fumuri, e greu să te bași cu echipa mai mică care vrea să demonstreze că chiar poate să facă un rezultat bun. Da. Meciul a avut loc într-o sâmbătă seară, o chestie de genul ăsta. Și domnul Boldișteanu era așa de implicat. Cum, domnule, dăm o știre undeva, nu se poate. Da. Domnule, televiziune de nișă de aici, de la Buzău, nu mai e pe acasă. S-a terminat sâmbătă undeva de târziu. Și mi-aduc aminte, în naivitatea mea, m-am dus să iau două vorbe, un interviu al capitanului de echipă, un tip care mi se părea de 3 metri, cam așa, era un tip foarte scurt, îmi scapă numele acum. Vasile, era capitan? Nu mai țin minte. În fine, nu are importanță. La Floarei? Nu, la ei. La ei. La ei. Era un tip foarte scurt și mi se părea că de vreo 3 metri, așa, și eu plăcu bănos, mă, pă, ce era, îmi dau seama. Și acum cât, cam cât era. Nu mai țin minte atunci. Cam cât era de fiert. Bineînțeles că n-am avut succes nici la jucătorii care activau pentru Buzău. Cred că era așa, nu v-ați fi așteptat. Nici Afloare, timizi, modești mai degrabă, o chestie. N-am reușit să iau niciun cuvânt de la nimeni. Oricum, o atmosferă cât se poate de plăcută. Din perioada aceea există și o amintire mai puțin plăcută? Poate pe final, poate când ați încheiat conturile, știu eu. Da, a fost o perioadă, al doilea an al meu de stat la Buzău, o perioadă în care au fost ceva probleme cu banii la echipă. Bine că s-a terminat campionatul până la sfârșit și nu au fost probleme cu deplasările și cu asta, dar ce să zic? Asta așa e în sport. Și numai în sport, cred că și în viață. Mai pierzi, mai câștigi. Da. Ce? Da. Legat de convocarea la lotul național, știu că ai fost... Era undeva, mi se depasea, a jucat în Ungaria sau Austria, în preajma Revelionului. Cred că ai făcut și Revelionul până deplasare sau nu mai știu. Nu mai țin minte sigur unde am fost, dar cred că am avut în Austria. Dar da, în Austria am avut calificări la europene. A fost ceva, o fază înaintea calificărilor. Da, și am mers mai departe și... Da. Ce să zic din perioada? A fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine. Atunci chiar ne pregăteam bine cu echipa și aveam un colectiv foarte frumos.
Da. Unde ți-ai încheiat cariera ca și jucător, Răzvan, după ce ai plecat? Cred că ai plecat la Cluj, oare, sau zic vreo trăznaie? Nu la Cluj. Deci nu mai știu. La Târgu Mureș. La Târgu Mureș, da, exact. Am stat o lună sau două luni. Cred că ai plecat cu Piticu, nu, atunci? Da. Ați plecat împreună. Am stat o lună sau două luni și am renunțat. Am fost contactat de cei de la Tâmis Constanța dacă vreau să te întorci în patrie. Parte din colectivul tehnic. Am stat 4 luni la grupele de juniori, după care sezonul competițional care a urmat am fost antrenor secund la divizia. Practic, ți-ai dorit din totdeauna să devii antrenor sau a fost așa? Atunci, în perioada aia, nu cred că îmi doream eu să fiu antrenor. Nu erai focusat din prima, nu eram. Da. Cred că mai vreau să mai joc, dar mi s-a evit ocazia și chiar am văzut că îmi place și am zis de ce să nu fac pasul acum ca să pot să ajung mai repede antrenor de divizia. Da. Pentru împătimiții volului buzoian, care nu știu foarte multe despre începuturile carierei tale, ce ne poți spune despre cum ai început, cum ai fost antrenori? Cred că ai fost și la loturile reprezentative de cadeți, de juniori. Da. Deci am fost în colectivul tehnic Tomis Constanța, cred că 8 ani de zile, cât a durat acel. Bine, am și jucat, dar 8 ani de zile am fost eu ca antrenor. Am fost antrenorul lotului național de speranțe și juniori, cadeți și juniori. Ce pot să zic? Am mai multe medalii de aur cu juniorii de la Tomis Constanța, Divizia B, Cupa României, campionat cu Tomis Constanța. Deci acolo a fost, cum să zic, au fost 8 ani de zile, ucenicia chiar mai mult de atâta, în care am învățat ce înseamnă performanța. Adică practic ai luat-o de jos, așa că exact cam de cum jos, spune am la... trecut prin toate fazele posibile ale antrenoratului. De la mini-volei, speranțe, cadeți, juniori, Divizia B, Divizia A... Și acum iar la Divizia B cu... Și după aceea, la un moment dat, poate mergi și undeva la lotul reprezentativ de senior, nu? Da, cine știe, cum am mai zis, sunt tânăr și îmi doresc să antrenez cât mai mult timp și poate în viitor mi se oferă ocazia. În toate confruntările astea, la nivel de juniori, te-ai intersectat și cu, iată, foștii tăi colegi, cu Cornel Țiboacă, cu... cu Cristi Oprea. Da, nu, cu ei doi nu cred că m-am intersectat. Sau poate cu Georgiana, sigur m-am intersectat. Da. Și cred că era și Cornel, dar nu mai țin de Cornel. Dacă, da, am cam câștigat meciurile la nivelul de juniori. Ce pot să zic? Legat de activitatea de junior de aici de la Buzău și chiar de echipa de seniori. Știi că 2 ani echipa n-a mai activat echipa de seniori și cred că și un oarece recul s-a înregistrat și la echipele de la junior. Pentru că, până la urmă, emulația pentru copiii care se apucă și care vor să ajungă la un moment dat sunt echipele de seniori, nu? Doar da, acolo văzând, în momentul în care îi vezi pe cei mari cum joacă, de-abia atunci îți dorești să performezi, nu-i așa? Ce ai găsit la Buzău aici revenind și îl rog și pe Alex să ne pună din calupul celălalt cu imagini de la meci, dacă le are la îndemână. Ce atmosferă ai găsit la Buzău? Ce știai despre echipă, despre lot? La început nu știam foarte multe, dar... Din vară, când am început să... Când ai avut primele tatonări, da, nu? Da, primele tatonări cu domnul Boșteanu și cu Georgiana, vorbeam de echipă, mi-am dat seama că este un proiect foarte interesant și am aflat că sunt 11 secții. Da, exact. În clubul SCM-11, să nu greșesc. V-am mai zis, mi se pare... foarte frumos ceea ce se întâmplă pe plan sportiv în orașul Buzău, plecând de la handbal, volei, rugby și toate sporturile care
sunt în acest club. Sunt plăcut surprins de treaba aceasta și am venit cu sufletul deschis să pun numărul la promovarea echipei în divizia. Am înțeles. Cele trei transferuri importante, jucători cu mare experiență, jucători de la Liga 1, de la A1, cum se numește, la volei, conducerea a făcut sau s-au sătuit cu tine sau cum ați ajuns la concluzia? Da, împreună cu domnul Bolișteanu ne-am gândit pe ce posturi ar trebui să completăm lotul și am avut opțiunea coordonatorului de joc Liviu Râpeanu, care este un coordonator cu ștate vechi în divizia. Am văzut de la Cluj, cu experiență. La Baia Mare, la Târgu Mureș, da, la Suceava. Mulți ani a jucat în divizia A și acum a acceptat să ne ajute în această parte a campionatului. Pe universalul Paul Crăciun, care a venit la noi de la echipa de divizia Dinamo București. Un jucător care ne ajută foarte mult pe faza de atac. Dacă ați văzut și sâmbătă la meci, a fost jucătorul care a fost forța de atac a noastră în teren. Dacă nu mă înșel, cred că e ultimul punct. Ultimul punct el a făcut din servici. Un punct care îmi zicea acum ceva timp că el a avut meciuri care le-a închis cu serviciul și chiar s-a întâmplat acum la meciul acesta. Da, și pe Cristi Iosif, care vine de la Piatra Neamț, tot din divizia. Capitan acolo, un jucător cu experiență, care eu zic că o să ne ajute mult în aceste trei luni care mai sunt de jucat. Dar parcă a venit cu ceva mai multe bagaje pe în buzunare, așa. Da, bineînțeles. La Petre Neamț a fost o situație mai grea pentru jucătorii de acolo. Cam din noiembrie nu prea se mai antrenează, nu s-au mai antrenat. Echipa s-a și desfințat acolo. Și eu zic că într-o lună de zile o să se pună pe picioare maxim să ne ajute pentru, dacă nu mai repede, mai repede trebuie. Altfel spus, Piatra Neamț era un pol important. Pe timpul era de primele locuri, cel puțin în momentul în care tu evoluai pentru Buzău aici. Da, Piatra Neamț, tradiție mare în voleiul din România. Au fost tot timpul în primele 5 echipe, de câțiva ani încoace. Din cauza părții financiare, nu-și mai găsesc locul în divizia. Da, au fost pe acolo niște politicieni care au sfârșit așa un pic, au făcut luat o pauză pe aici, pe acolo și într-adevăr s-a repercutat toată chestia asta. Din păcate, politicul încă mai contează foarte, foarte mult, dar mă rog, astea sunt situațiile, până la urmă. Asta este situația în sportul românesc. Mergem în cuvenita perioadă de publicitate și după aceea revenim cu imagini de la meciul de pe muche de cuțit, meci pe care formația buzoiană a reușit sâmbătă să-l câștige și să treacă în fruntea clasamentului. Am revenit, stăm aici de vorbă cu proaspătul antrenor al formației de volei masculin de la Buzău, Răzvan Parpală, care a revenit după 10 ani și într-o postură nouă, postură de antrenor. Răzvan, rămăsesem la, înainte de pauză, la discuția cu unde încheiase și cariera de jucător. Ne-ai povestit cum ai dobândit ABC-ul voleiului la nivel de copii și juniori. Unde ai început cariera de antrenor principal? Păi, de la Tomis Constanța am ajuns la Caransebeș, Banatul Caransebeș, antrenor principal divizia 1. Am ieșit pe locul 8, anul competițional 2006-2007. Da? După care... 2016-2017. Știu, ai vrea să fii mai tânăr cu 10 ani, să fie aici ca jucător. Mă gândeam acum, corect, când vorbeam de anii
Așa, și anul următor am mers la Universitatea Cluj. Da, de ce ai plecat de la Caransa Beș? Echipa s-a desfințat. Ah, deci da. A fost așa, da, meteoric, da? Singur. Da. Un singur an, la fel, n-a mai fost susținută. Și ai ajuns la Cluj? Am ajuns la Cluj. Un an bun al meu, obiectiv să nu retrogradăm. Eram din ianuarie scăpat de la retrogradare și... O echipă studențească, o echipă cu resurse financiare, cam vremea studenției. Și atât acum ai ajuns la Buzău, încet, încet, apropie de Constanța, nu? Da. Care înseamnă și soția Cluj. Soția mea când a auzit de Buzău a zis, da, du-te, știm foarte bine că am fost aici ca jucător și... Ea a fost și ea un factor pentru mine de a lua decizia de a veni aici. Da. Uite, hai să punctăm că tot avem imaginile acestea. Vorbeam despre public. Iată, aici este fiul prietenul meu, Sorin Badea, cel care mă mai ajută așa să mai descărcăm imaginea astea pe care plec eu așa cum pleacă un trubador cu chitara, mai merg cu camera și mai luăm imagine, iată, ca să facem lobby pentru sportul buzoian. Vorbeam de public. 300-400 era în vremea când formația buzoiană activa acum 10-12 ani. Vreo 6-7-800, iată acum, înseamnă că Buzău are ochi și pentru voleiul masculin. În condițiile în care, în deschidere, primul cuplaj de seniori, iată din prima repriză, tocmai unde v-ați dus, spune-ne ceva despre setul ăsta, Răzvan. Publicului i-a plăcut, sunt convins, pe muche de cuțit, nu știu dacă ție ți-a plăcut. Mai ce pot să zic, un set frumos, dar mie nu mi-au plăcut, uitați aici cum mă consult cu domnul Boliștea, dar nu mi-au plăcut oscilațiile astea de scor ale noastre pe parcursul întregului meci. Practic a fost un început foarte bun pentru foarte bucureșteni, bun, câteva atacuri ale voastre out, câteva blocaje și cred că era vreo 4-0-5-0, o chestie de genul ăsta. S-a văzut tracul primului meci jucat în această formulă oficial. Dacă aveam înainte, să zic, 2-3 meciuri jucate în campionat, cum se întâmplă toate sporturile, după pauză, competițională să revii în returul campionatului direct cu meci oficial, nu o să iasă niciodată primul meci bine. Ce le spune aici, Răzvan, elevilor tăi? Să cânte explicam cu toată claviatură, nu? Cum să sărim la blocaj, cred că la Frâncu. Frâncul... Buzoianul nostru, Buzoianul, cu numărul 8, Buzoianul, cel mai bun produs al ultimilor ani, care, iată, acum e glumesc trădător în București. Da. S-a stabilit acolo, explicam... Bine, băieții știu, am pregătit meciul dinainte, dar trebuie să le aduci aminte că antrenori tot timpul ce au de făcut în teren, pentru că ei nu se văd în teren care cum joacă. Cel mai bine de pe margine, să vezi. Cred că le spuneam cum să sară la blocaj la Frâncu. Da. Cel puțin la auzeam că am stat undeva la un moment dat și în preajma domnului profesor Marian Bolișteanu și auzeam că lipsa unor meciuri de pregătire după pauza aceasta, după sarmale, fripturi și ce mai fost așa în sărbătorile de iarnă, s-a revăzut în condițiile în care știința, având mai la îndemână adversari, cred că au făcut mai multe meciuri și au fost în avantaj din punctul de vedere. Știința București, iată echipată aici în galben, a venit cu mare, mare ambiție. Ce știai? Că, spre exemplu, comparativ cu meciul din tur, s-a păstrat regula asta ad hoc, gazele au câștigat cu 3-1, atât Bucureștiul acolo la ei acasă, cât și Buzău aici. Ce știi, cum ai văzut tu cu concepția ta de antrenor? Da, am văzut pe video două seturi din meciul de la Știința, din deplasare, pe care băieții l-au avut acolo. Ce pot să zic, că Știința București sâmbătă aceasta a jucat mult mai bine decât în meciul acela. Au venit la noi
direct pornit să ne bată, au vrut să arate că ei sunt liderul grupei de Est. S-a văzut pe ei determinare și chiar au făcut un meci foarte bun. Cum vă spuneam, ceea ce nu s-a întâmplat la București. Noi, cum s-a văzut, chiar le-am ținut piept și am reușit să câștigăm. Răzvan, să spunem respiratorilor că aici suntem în setul 3. Formația bucureșteană a avut un avans de 6 puncte, au ajuns la 24 și voi ați recuperat 6 puncte consecutive. Ați reușit, ați egalat, dar din păcate pe final ați pierdut acest al treilea set. Da, concentrarea a fost acolo, au fost două plori imprecise și de la egal 26, 26 a fost egal, nu? S-a terminat 28-26. Pe da. Două plori imprecise și adversarul a făcut punct. Am revenit foarte așa, este... Putea să fie meciul nostru de atunci, imediat. Am avut chiar minge de set, dacă țin minte bine. Dar... Ia uitați aici. Cred că asta a fost minge de, nu? Sau este setul 3? Da. 26-25, asta a fost punctul de 26-25 și acum ați putut să fi încheiat meciul. Tot pe parcursul acestui set le-am spus băieților și la time-out și în timpul jocului să nu renunțăm pentru că știu că putem reveni. Știm că putem să câștigăm chiar de la 6 puncte în față pentru adversar. Da, un atac respins în aut și... Da, a atacat bine aici Miron, la știința. Aici o preluare imprecisă, am dat o greșeală care... Da, se întâmplă la nivelul ăsta. Divizia nu trebuie să se întâmple aceste greșeli. Nu avem voie, nu este voie. Și de la minge de set pentru noi, 25, ajunge... Știința București să aibă minge de set. Hop! Iar... Și o minge care n-a fost chiar așa ușoară pentru ei, dar... Răpeanu a fost acolo la blocaj, nu? Răpeanu, da. Iată-l și pe Teo Frâncu, cel care a jucat cu foarte mare ambiție. M-am uitat, părinții lui erau acolo în tribună. Chiar întrebam pe domnul Frâncu senior dacă e așa cu inima împărțită, ca un buzoian convins, care a făcut multă vreme galerie, inclusiv pe vremea când voi jucați, erați jucători activ. Puțin nemulțumit așa domnul Boldișteanu aici că n-ați reușit să încheiați cu 3-0. Da. Și iată aici finalul setului 3, niște imagini luate așa mai de la în apropierea disputei. Au fost și ceva discuții pe marginea unor faze litigioase. Bănuiesc că te-ai fi așteptat să câștigați la 3-0, nu? Da, dar eu am zis că Știința București nu este o echipă care poți să o bați așa ușor. Și noi suntem acum într-un nucleu nou, cu doi jucători, mai ales coordonatorul, este pentru el un grup de atacanți pe care nu-i cunoaște foarte bine. O echipă se omogenizează în 3-4 luni, să zic. Acum noi încercăm să facem mai repede treaba asta. Și... Da, meciul acesta a fost și cu trac foarte mare, ce am simțit eu la băieți. Pentru că am încercat să facem și meciuri amicale înainte acestui meci, dar... Știu că ați avut niște jucători răciți, nu ați vrut ceva cu Steaua să jucați? Da, 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 am vrut cu Steaua, am și decât să plecați cu doi titulari răciți, practic ați renunțat. N-am putut, da, n-avea rost să mergem acolo ca să obosim mai mult decât să facem... Da. Ia uitați ce faci de frumoase de joc. N-am apucat să te întreb, Răzvan, am înțeles că elevii tăi au avut treabă, dar tu ai avut emoții așa pentru primul meci și încă direct în derby. Am avut și eu ceea ce nu prea am avut așa. Dar la începutul primului set a fost și pentru mine, dar când am văzut că noi suntem cei care conducem meciul, că pot să zic că în afară de setul 3 în care ei au
Ei au avut începutul primului set mai favorabil. Noi am condus tot meciul. Sau greșesc eu? Da, a mai fost în setul 3. Au mai condus ei, într-adevăr. A fost vreo două perioade. În setul 3, da. Iată aici o fază litigioasă. Ce cere aici antrenorul Carpen de la Știința București? Deci, arbitrul secund mi-a spus că... Am fost lovită tija, dacă nu? Dacă putem să mai vedem o dată... Da, m-am uitat și eu un pic. Cred că tija a fost lovită, nu? Mi-a spus că a dat pe după tija în teren. Tușerul spune că mingea a atins tija, fiind out. Da. Dar... Eu n-am văzut bine mingea aceasta. Mi s-a părut că a fost bună pentru noi. L-am văzut pe... Da. Iată, colegul Alex este atât de pe fază și mulțumesc și lui Mihai Vasilescu pentru montajul ăsta așa foarte, foarte prompt. O să încercăm să vedem reluarea acestei faze, să vedem pe unde a atins mingea cu tija respectivă. La un moment dat, Crăciun se cam înfierbântase așa acolo, da, a luat Grigore la liniștit. Despre asta zic, și tensiunea acestui meci a fost destul de mare, atât pentru jucători cât și pentru staff. În condiții în care Știința am văzut o echipă foarte, foarte tânără. Am văzut și vreo 3 jucători născuți 2000 și unul de vreo 17 ani, dar e adevărat, mai mult rezerve. Da, acolo ridicătorul este care e un coordonator cu experiență. Ia să vedem aici cu tija aia. Da, cred că a luat cu mâna la blocaj fileul, tija. Cred că ăsta... Da, și eu. Cred că a luat cu mâna la blocaj... Și eu zic că bucureșteanul atinge acolo în momentul în care blochează. Cred. Nici de cum, da. În fine, deci, până la urmă, de o parte, niște jucători foarte experimentați, Buzău, care trage tare la promovare. Știința știu că n-au bani pentru prima ligă, asta nu înseamnă că nu s-au luptat pe viață și pe moarte. Nu trebuie să ne culcăm pe ureche, pentru că Știința București, în sport, una zici și alta faci. Până la urmă, și tu scos un pic din calmul tău. Păi da, pentru că nu a fost ok mingea asta și arbitrul principal, dacă vă uitați, prin prima fază a dat mingea la noi. Da, și după aceea... Și pe urmă întoarce. Da. La un moment dat îl întreabă cineva, bă, tu ai mai arbitrat vreodată? Da, a fost bine, pentru că s-a supărat Paul acum, da, și atacă o minge foarte bună. Cât de bucuros e domnul Bolnișteanu aici. Dar aici mi s-a părut că a dat cu mâna în tijă la blocaj și... Jucătorul de la Știința București. Da. Oricum, arbitru... Că n-avea cum să atingă tija pe direcția de atac. Da. N-avem nimic cu arbitru ăsta, dar parcă are mai mult conformație de sumă, așa, decât de... Până la urmă. Da. Asta, varianta glumeață. Bine, după această minge, faul încheie meciul cu un as. Da, a fost tensiune destul de mare și ambițiile au fost mari. Păi, de-abia a fost o bună propagandă, pentru că dacă voi ați fi defilat și ați fi bătut 3-0 sec așa, cred că n-ați fi câștigat publicul de partea voastră. Acum pot să iau și partea cealaltă. Mie ca antrenor, pentru că mi-a prins bine meciul acesta, pentru că avem de învățat foarte multe din el și știm ce avem de pus la punct. Și ne trebuia un meci tare, că urmează meciul de la Rapid, care nu o să fie ușor nici ăla. Da, o să vorbim mai către final, Răzvan, despre meciul de la Rapid. O singură schimbare. Și cred că și aia, din cauza că s-a accidentat un pic Chiagă, s-a resimțit? Sau? Nu s-a accidentat, dar Chiagă a intrat acolo într-o pasă mai proastă și am simțit eu că el trebuie ținut pe margine puțin, nu mai făcea preluare, neavând statistică, la nivel, nu mi-am dat seama foarte bine ce trebuie să fac. Georgina ține altfel de statistică acum în de față și... Am văzut pe cineva în tribună la un moment dat, acolo, te ajută cineva sau mi s-a părut? Nu. Nu. Inventez eu. Da, nu, Georgiana face pe margine... Apropo de statistică, mi-aduc aminte la meciul cu Tomis Constanța, da. Cât de bine a jucat și... Pe baza statisticii pe care aveau niște băieți acolo cu niște laptopuri foarte, foarte meticuloși, în pauza dintre seturi spunea, nu? În zona cutare se cușește, acolo avem niște găuri, acolo avem ceva... Da, te ajută foarte mult ca antrenor statistica, dar
Acum, na. Da, și revenind, o singură schimbare, da? Ăsta este stilul tău? N-ai avut altceva mai bun sau ce s-a întâmplat? Nu, dar am zis, singurul care nu mi-a plăcut la acest meci, că am jucat oscilant. Și faci două, trei faze bune, pe urmă două, trei... Asta se vede că avem de lucrat la omogenitate. Până la urmă, meciurile astea așa, în seturile câștigate, fiindcă nu au fost la diferență foarte mari, dincolo de surpriză, de drzenia cu care bucureștenii și-au apărat șansa, s-a făcut diferența aceasta pe plusul de experiență, nu? Aici ați reușit voi, deși sunt convins că tu ți-ai fi dorit ca seturile să nu fie așa de pe muche. Bineînțeles, dar și acolo sunt... vreo trei jucători care au avut ceva de spus și în divizia, ridicătorul și secunzii, care nu sunt jucători care vin de la junior direct la divizia B sau... Deci, da, poate și experiența și valoarea jucătorilor noastră și-a spus cuvântul în unele momente și am reușit în momentele grele să câștigăm punctele. Comparativ cu precedenta promovare, pentru că, da, sunt convins că nu există alt obiectiv decât promovarea la secția de volei, în urmă cu 12 ani, formația buzoiană promova cu doar un singur jucător străin de orașul Buzău și, dacă nu greșesc, acela era Marian Apostu. Iată acum că sunt mai mulți jucători, probabil sunt și mai multe posibilități financiare, nu vreți să aveți nici emoții, nu, până la urmă. Puțin îmbătrânită echipa, din punctul ăsta de vedere. Da, pentru că în vară s-a plecat într-un anumit format și noi acum am reușit să aducem acești jucători care să vină cu un plus de valoare și experiență pentru echipă. Da, bineînțeles, avem un lot, sunt și mai tineri, dar n-au făcut parte pentru meciul acesta din lot. Da, știu că sunt într-un lot, în lotul lărgit, ca lărgit, da. Din cei de la Clubul Sportiv Școlar, da, nu? Da. Altfel, din lotul pe care îl aveți, cei mai tineri, Corbu, 23 de ani și cu Cheagă, 24 de ani. Ce părere este pe Cheagă? Toată lumea îl vede acolo, nu cred că are detenta cea mai bună din tot ce e acolo, nu? Da, explozie, îl știai pe Cheagă? Eu știam pe el, bineînțeles, dar nu l-am văzut de mult timp. Și... e un jucător foarte talentat, la înălțimea lui are o viteză și o săritură fantastică, nu mi-a venit să cred. Dacă ați văzut, a și început în primii șase, este om de bază al echipei, care... Ce se întâmplă acum? Cum văd eu situația? Nici nu au fost meciuri tari de nivelul acesta până acum. Da, practic, voi ați avut meciul cu Știința și mai aveți pe cel cu Rapidul, după care pentru voi s-a încheiat. Da, faza. Și asta e divizia B. Sunt două, trei meciuri mai puternice și cam atâta. Nu te țin în priză. Da, nu asta te țin spune. În priză. Și noi am început și primul meci cel mai puternic din această serie. Antrenor nou, trei jucători noi. Eu pun prestația băieților și pe această situație, că... Spuneam în promo pe care l-am pus acolo, pentru ca ai noștri trebuie să urmărească, că ai avut două persoane dragi ție speciale care ți-au purtat noroc acolo în tribună, dacă ne poți spune despre cine este vorba. Da, da, da. Este soția mea și fiica mea, care au venit special pentru acest meci, da? Să mă susțină. Și m-am bucurat foarte mult că au putut să fie alături de mine. Da. Cine a făcut cinste după meci, după victorie? Bineînțeles, eu. A, da? Păi da. Am servit câte o bere și noi așa de bucurie după acest meci. Da. Răzvan, ați trecut pe primul loc. Urmează sâmbătă meciul de la Rapid. Rapid care a pierdut greu cu Știința în tur, a condus cu 2-0. Și la niște scoruri apreciabile, așa că a câștigat.
15-13 în setul decisiv, la ce să ne așteptăm? Vă așteptați de la depasarea asta, de la Rapid? Noi, eu nu cred că am făcut un meci rău acesta cu Știința, chiar am jucat bine. O să fie un meci greu la Rapid, sală nouă, plecăm în ziua meciului. Mulți buzoieni, frunte, cu Bratosina acolo. Și acolo, care și la fel Tofan, fie... care ți-a fost coleg, nu? Da, am fost colegi, o să fie foarte ambițioși să ne bată. Toate echipele acum, auzind că noi avem un lot cât de cât bunicel pe lângă celelalte, că la secție aveți ceva mălai, ca să făcut niște transferuri cu nume, cu experiență. Acum să ne bată toată lumea. La fel cum s-a întâmplat ce vorbeam de Tomis Constanța când a venit la Buzău de jucam eu, că noi am vrut să-i batem. Și la fel și acum, toate echipele vor să arate că sunt mai bune ca noi. Da. Noi... Cum i-ai găsit pe foștii tăi colegi? Iată pe Grigore, care se antrenează de zor, l-ai avut pe, iată, Dragoș Sârlea, Liberou, pe cine ai mai avut acolo, da? Ceva cu mai multă experiență în spate, nu? Da, este foarte bine. Cum să-i găsesc? Sunt la fel ca înainte. Dornici de antrenamente, dornici de a juca și chiar mă înțeleg foarte bine. Este un colectiv foarte frumos aici la Buzău. Și în plus l-am avut acolo la masă, la butoane, ca să zic așa, pe Cristi Oprea. Aveați un lot de 12 jucători, între timp, iată, v-ați mărit la 15 și mai aveți și pe cei tineri din lotul lărgit. Mai renunțați la ei sau ce se întâmplă cu cei care mai au și alte preocupări? Acum nu. Până în mai o să mergem așa, în formula asta. Noi suntem 14, punctul de față, toți ne antrenăm, dar la meci nu putem trece pe foaia de joc decât 12 jucători. Da. La divizia A se poate trece 14, la divizia B numai 12. Am și... Pe fotografiile acelea pe care loc pe Alex să le pună ca să punctăm cuplajul acesta în premieră la nivel de seniori, fiindcă în deschidere am jucat, iată, avem și echipă de fete senioare. Am vorbit cu domnul antrenor, domnul profesor Auraș Popescu, are un program infernal, un program încărcat, ne-a promis că va veni aici. Și cu fetele, pentru că totdeauna fetele iau ochii băieților și, în plus, este primul an de echipă feminină la nivel de seniori. Știu că tu ești prieten bun cu antrenorul de la Megidia, cei care sunt liderii în seria buzoiană. Buzău ocupă locul 2. Legat de promovare, primele două locuri, Doamne ajută să fie, să iasă bine în parametri, să învingeți Rapidul, deși nu va fi deloc ușor. Primele două veți sta, joacă locurile 3 cu 6, 4 cu 5, iar câștigătoarele de acolo și cu încă voi doi, vă se juca încă cele două echipe din primele două clasate la finalul competiției regulate, veți juca un turneu fiecare cu fiecare. Ce este dincolo în seria de vest? Seria de vest, din ce știu eu, Timișoara defilează, nu prea are cu cine juca pe acolo. Și pe locul 2, undeva, Provolei Arad, nu? Deci da, cam aceeași situație. Da. Buzău, Știința, București, aici nu? Este, da, aici este grupa mai tare ca acolo, oricum. Suntem trei echipe care... Și avea și o echipă în plus. Acolo Timișoara face legea, n-are adversar. Da, o să fie... Dacă au și susținerea financiară, probabil, în modul la că merge totul în grafic, cu ei vă veți lupta pentru... Ne vom lupta, da. Pentru intrarea în prima ligă. Răzvan, îți mulțumesc din suflet pentru că... Mulțumesc și eu de invitație. Ai acceptat să fii prezent aici, ai spart gheața aici la Buzău ca antrenor. Vom urmări evoluțiile. Voliu este un sport de echipă cât se poate de frumos și încet, încet am văzut legat de cei 500, 600, 700, nu-mi dau seama, oricum mult mai consistent și decât a fost în acum 10 ani. O emulație între toate aceste secții de la SCM Buzău și bănuiesc că în curând vom ține pumnii formației de volei în prima ligă, acolo în
urmând să întâlniți crema volelui autohton. Și vă doresc o victorie la Rapid, așa cum mi-aduc aminte, într-o deplasare la București, când formația în care jucai și tu, noi administra Stelei un sec 3-0 chiar la ei acolo și am fost martor, bucureștenii erau îngroziți la cum servea pe vremea aceea Vasile Afloarei. Îți urez multă baftă și mulțumesc. Sper să te mai avem aici invitat și chiar de la Ligante. Vă mulțumesc și pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit. Ionuț Paraschiv vă urez toate cele bune și vă dau o nouă întâlnire la o nouă ediție Sport Maxim lunea viitoare. Până atunci, s-auzim numai de bine!